Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip, eu sunt Cosmin Eche Doctorașul, iar în acest videoclip vom vorbi puțin despre evenimentul ce are loc în aceste zile pe Steam, unul dintre cele mai mari evenimente găzduite de Steam și anume Steam Summer Sale. În cazul în care vă întrebați ce este atât de special la Steam Summer Sale, e bine Steam găzduiește mai multe evenimente de-a lungul anului, dar două sunt importante, Steam Winter Sale și Steam Summer Sale. Aceste evenimente vin cu reduceri importante pentru jocuri, dar de obicei vin și cu alte gimmick pentru comunitate, de la joculețe mici la moduri gratuite de a-ți personaliza profilul de Steam dacă faci niște, niște task dacă îndeplinești niște condiții. Ei bine, videoclipul de astăzi vine cu o zi întârziere pentru că deși Steam Summer Sale a început de ieri, a trebuit să -mi iau, ceva, să-mi ia ceva timp, să trec peste dezamăgerea faptului că în acest sezon de Steam Summer Sale nu avem niciun joculeț. Nu avem nimic special, este efectiv un eveniment cu reduceri mai mari, dar fără nimic special. Dar vom vorbi mai mult despre acest sel în minutele ce urmează. Aveți mai jos capitole în cazul în care vă interesează numai anumită parte din acest videoclip și la finalul videoclipului vă voi prezenta o surpriză, ceva secret care vă va ajuta să vă personalizați personaliza uh profilul de Steam și pe care nu multă lume momentan îl știe. Probabil se va afla după videoclipurile de pe YouTube, dar momentan nu știe foarte multă lume despre acest lucru. Așa că rămâneți până la final ca să vedeți despre ce este vorba. În acest videoclip vom vorbi în primul rând despre ce aduce nou Steam Summer Sale 2023, despre trading carduri, despre reduceri, despre badge despre cum putem să folosim acest eveniment ca să creștem levelul profilului nostru de Steam și așa mai departe. Așa că dacă Vă place videoclipul? Nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și abonați-vă pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. În primul rând, despre ce este Steam Summer Sale? Ei bine, este despre reduceri. Prin urmare, pe homepage avem acest banner animat, iar mai jos avem reducerile. Putem să cumpărăm Steam Deck cu reducere de 10% până la 20% pentru cea mai scumpă versiune. Putem să cumpărăm jocuri la reduceri de până la 85, 90% și putem să câștigăm sticăre gratuite, unul pe zi sau trading carduri. Și vom vorbi în primul rând despre trading carduri, pentru că despre reduceri este foarte puțin de vorbit, sunt reduceri la majoritatea jocurilor. Intrați, vedeți ce jocuri vreți să vă cumpărați, vedeți dacă sunt reduse, vedeți dacă sunt reduse mai mult în alte părți și după aceea luați decizia. Steam Trading Cardurile însă reprezintă unul dintre cele mai importante lucruri pentru un sell. Asta pentru că vă permite și ne permite, să le adunăm și să craftăm badge-uri, badge, -uri. badge -uri care mai apoi ne vor da uh, XP pentru a ne crește levelul pe Steam. În cazul în care nu știți, pe scurt mergem pe profilul meu, acesta este levelul. Cu cât avem level mai mare, cu atât avem mai multă faimă și obținem mai multe uh, showcase uri de genul acesta cum am eu. Da, bun. Un uh, un badge de 100 XP putem să craftăm badge-uri la nesfârșit pentru acest Steam Cell, dar tot ce trebuie să știți este că aveți nevoie de toate cele 11 carduri care se pot dropa în acest, în acest sell, de la 1 până la 11. După ce le faceți pe toate, dați craft badge și aveți badge level 1 și apoi o luați de la început. Bun, dar cum facem rost de aceste badge-uri? Sunt mai multe metode prin care puteți să faceți rost de aceste badge-uri. Cel mai simplu, dar care și costă bani bineînțeles, este să mergeți pe market și să le cumpărați. În momentul de față, fiecare card costă undeva la 0,06 euro cenți, dar pe viitor vor scădea prețurile de îndată ce mai multă lume va intra în posesia acestor carduri și va dori să le vândă pe, pe Steam. Dar mai este o metodă la fel de ușoară prin care puteți să faceți rost gratuit de un trading card în fiecare zi. Și asta pentru că puteți să mergeți jos, 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 scroll, până ajungeți la această categorie, Explore Great Deals One Game at a Time, și dacă faceți un Discovery Queue complet pe zi, primiți un trading card pe gratis. Eu deja am făcut pe contul acesta în momentul în care am înregistrat și am dat un fail major și a trebuit să reînregistrez, dar pe scurt intrați la Q trebuie să treceți prin toate cele 10, 11, 12 jocuri câte sunt de obicei într-un Q, nu trebuie să vă uitați prea mult la ele, nu trebuie să le cumpărați, nu trebuie să faceți absolut nimic decât să dați next, next, next. După ce dăm next, și acum voi face chestia asta ca să vă arăt cum arată, după ce dați next, next și next, dăm finish Q și primim deja, putem să primim un trading card în fiecare zi. În fiecare zi primim câte un singur trading card. Prin urmare, în total, ținând cont că se ul ține 14 zile, puteți să primiți 14 trading carduri pe cont. Puteți să folosiți mai multe conturi cu singura condiție ca acele conturi să nu fie limitate, adică să fi cheltuit deja minim 5 euro pe acel cont. Eu am 5 conturi, prin urmare deja am undeva la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uh, trading carduri. Urmează să fac același lucru și pe celelalte conturi și apoi să încraftez badge -urile. Bun, cum mai putem să facem rost de aceste trading carduri? Cumpărând jocuri, deci cheltuind bani în joc și craftând alte badge -uri. Dacă craftăm un alt badge, pentru fiecare badge craftat primim câte un trading card, fie că este trading cardul normal, fie că este vorba de cel gold, care este mai scump. Despre ce vorbim? Este vorba despre aceste foil trading cards, care au șanse mult mai mici de a se dropa, dar sunt și mai scumpe. Avem cardurile normale și cardurile foi. Același lucru, numai că avem badge-uri diferite. Și badge-urile arată cam așa. Level 1, level 2, level 3 până la level 10, apoi level 25. Prin urmare, dacă aveți level 11, 12, 13, 13, 24, veți avea același badge de level 10. Dar dacă ajungeți la level 25, veți debloca acest badge. Și mai departe, la fel. 25, 50, 75, 100, 250 până la 65.000. La fel și cu bejurile pe foil, level 1, 3, 5, 10, 50, 100, 1000 și 1500 maximul pe care puteți să-l faceți, deși este destul de scump să faceți chestia asta. La fiecare badge craftat primiți un emoticon și un background. Sunt foarte importante, nu neapărat că sunt frumoase pentru că nu sunt, dar fiecare dintre aceste emoticoane respectiv backgrounduri. Au un secret: un secret pe care multă lume îl știe. și anume că pot fi transformate, la fel ca orice alt item din inventarul Steam, în gems. Iar uh, itemele din, uh, de la Steam, din, uh, de pe urma Steam eventurilor, valorează 100 de gemuri fiecare. Mă refer la background-uri și mă refer la emoticoane. Cardurile, vedeți că valorează 18 gems, față de un card normal care valorează 1 gem sau unele dintre ele 3, 4, 5 gems, niciun card nu valorează 18 gems în afară de cele provenite din eventurile Valve-Steam. Bun, acum că ați văzut cum putem să facem aceste badge-uri, mai avem un badge pe care putem să-l craftăm și care ne dă și XP, dar care costă. Și nu costă bani, costă puncte în Steam. Dacă mergem în Steam și la Point Shop, mergem frumos la Seasonal Badge și avem un nou badge Seasonal care se poate crește până la level 40, care costă 40.000 de, de bănuți. Aici costă doar 30.000 de, de bănuți, că, pentru că eu deja am level 10. Deci este practic 1000 de Steam Points pentru fiecare level. Și puteți să creșteți până la level 40. Un badge level 40, în cazul în care vă interesează, vă dă XP și vă dă mult XP. Cât XP mă întrebați? Ei bine, hai să ne uităm la Winter Collection, pe care eu îl am la level 40, vă dă 4000 XP. Deci, pe lângă faptul că aveți un badge. Aveți și XP și puteți să vă creșteți nivelul de Steam, nivelul profilului de Steam, la fel de ușor. Trebuie doar să aveți puncte, iar punctele le faceți cheltuind bani pe Steam. Bun, avem mai departe, avem jocurile. Putem să mai facem un singur lucru până când vom vorbi despre. Secretul pe care vreau să vi-l arăt, și anume în fiecare zi puteți să dați click pe oricare dintre aceste categorii, putem să mergem chiar mai mult și putem să dăm uh, claim la un sticker gratuit. Dacă intrăm pe Story Rich, de exemplu, și dăm scroll un pic mai jos, claim your free sticker daily. Dăm claim reward, și iar astăzi am primit ceva cu niște autobuze sau un troleu sau un tren, ce o fi asta. Și peste 23 de ore, 24 de minute și 30 de secunde putem să dăm din nou claim. Așa că nu uitați, asta trebuie să faceți. Bun. Ziceam de secret, nu? Ei bine, hai să vă arăt secretul. Aveți un link în descriere și vă va duce către pagina Dying Like 2 Stay Human. E tot de stim? nu vă speriați, puteți să verificați linkul. Este un quest, un uh, mic quiz, de fapt pe care trebuie să-l completați și la final câștigați ceva. Hai să l facem împreună. pentru că n-am vrut să-l fac, am zis să-l facem acum. Which fighting style is your best for you? Is the best for you? Complete the quiz and find out. The world of dying light awaits, uh, awaits you if you haven't had the chance to fight against the hordes of uh, infected yet, or you did but need a little time, a little refresher. Feel free to take the quiz below. Scenario one: You see a bunch of infected running towards you. What do you do? I charge them head-on, I start to look for shelter. I, uh, I start to look for shelter, bineînțeles? So I charge them head-on. I charge them head-on. Confirm! Scenario 2. One of the monsters grabs onto you by the clothes. How do you respond to that? I chop, uh, I chop off its head with whatever I can get my hands on, so I push it away with a, with a powerful thrust. I chop its head uh, with whatever I can get my hands on. Scenario 3. What uh, what comes to your mind when you see a narrow alleyway? A way out, a trap. Bienenseca, a trap. Scenario four: You are surrounded by infected in what appears to be a dead end. What do you do? I climb walls to get out of there. I start smashing through the hordes of monsters. I climb the walls, of course. Scenario five: in the, in the distance, you see a howler about to scream and call even more infected to the fight. What do you do? I quickly run towards the holler and kill him before he can make a sound. I'd say bring it on. Scenario 6. A bunch of bandits are about to gang up on you. What do you do about that? I redirect the monster's attention so they can attack the bandits. I charge the bandits and throw them into the hands of the infected. I redirect redirect the monster's attention so they can attack the bandits. Scenario seven: Nighttime is coming. I better find a safe house. The streets are extremely dangerous at night. I'm going out. Nighttime is the best moment to get quality loot. Uh -huh. quality loot, my friends. Scenario eight: A volatile a appears. You know this will truly put your skills to the test. What do you do? A combination of UV lights and explosives is my best bet. A few crossbow bolts to his chest will do the job. Benazeles, crossbow. Are you ready to discover your fighting style? Submit responses. Once you submit, you get your prize. However, you cannot go back and change your answers. Are you sure? Confirm. Submitting. Traps. Which fighting style is the best for you? Traps. Prin urmare, am primit acest uh, avatar, animated avatar, și anume Demolisher Avatar. Și sunt curios ca câte există. N-avem de unde să știm. Putem intra în frumos și cam așa arată. Nimic special, dar este ceva ce multă lume nu va avea pentru că nu va ști și multă lume va... se va uita așa. Ciudat, de unde l-ai? Că nu se poate cumpăra. E unic. Nu multă lume îl va avea. Dar, na, Cam asta a fost, atât este special în acest sel. V-am zis, din păcate, am fost super dezamăgit în momentul în care am văzut că nu avem niciun fel de joculeț. În trecut existau tot felul de joculețe în care trebuia să jucăm un fel de Space Invaders, alt joculeț în care eram pe patru echipe și fiecare concura să aibă mai multe puncte astfel încât să câștige și era un fel de cursă și așa mai departe. Din păcate, astfel de evenimente N-au mai avut loc de ceva vreme Dragii mei, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția curată Dacă vă plăcut videoclipul încă o dată Nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel Și lăsați-mi un comentariu În secțiunea de comentarii Cu ce joc vreți voi să vă cumpărați De acest cel Eu am fost Cosmin, rămâneți cu bine, salutare!